multor turnee. Mi-am auzit de foarte multe ori. Iată-l pe Mark Barili. Și Gary Stone acum. Mark Barili, jucător de mână dreaptă, joacă darts din 1993, are 49 de ani și vine din orașul Greenock, din Scoția. Iar acesta este Gary Stone, jucător de 41 de ani, din Belchill. Evident că porecla lui Gary Stone este Stoney. Ar fi fost greu să aibă altă poreclă. Fiecare jucător are propriile săgeți, evident. Fiecare greutate, fiecare formă a săgeții influențează jocul și sunt construite sau fabricate pentru caracteristicile fizice ale fiecărui jucător. Sunt jucători care preferă săgeți ușoare, ușoare însemnând de la 12 grame și se termină pe undeva pe la aproape 40 de grame. Săgeți obișnuite, cele mai cumpărate sau cele mai folosite, se găsesc între 20 și 24 de grame, cam acolo, cam cu aceste greutăți joacă marea majoritate a jucătorilor. Există producători, o industrie foarte mare, având în vedere că acest fenomen al dartsului a luat o deosebită amploare la nivel mondial. De aceea foarte mulți jucători sunt sponsorizați de acești producători care fac produc aceste echipamente de darts special pentru acești jucători la cererea și specificațiile lor. Mark Barili cu o aruncare foarte, foarte curată, nu forțează niciodată. Gary Stone stă puțin, a plecat și întinde mâna. Să nu credeți că e vreun avantaj acest lucru, dar înălțimea te ajută să arunci cel puțin pe partea superioară a bordului mai bine. Jucătorii mai scunzi trebuie să lucreze contra gravitației, așa că marea lor majoritate forțează aruncarea, mă refer la cei scunzi, pe când jucătorii înalți ar putea avea probleme la sectoarele din partea de jos a bordului. Există un echilibru la un moment dat. Foarte mulți jucători scunzi joacă la a doua triplă mare de pe bord, la triplul 19, aflată în partea inferioară a bordului, puțin în stânga centrului. Mark Barili continuă să arunce curat și Gary Stone vine cu primul scor maxim al său în acest match. Nu este primul din această seară, sperăm să vedem din ce în ce mai multe și Mark Barili răspunde cu același scor. Asta vor să vadă toți cei din această sală.
medii foarte bune până acum pe primul joc pentru ambii jucători. Foarte aproape să închidă un scor spectaculos. Dublu 5 pentru Gary Stone. A ratat prima săgeată la dublu 10, o reușește. A avut prima aruncare. Acum Mark Barili este cel care începe legul. Un joc foarte animat, nu pierd prea mult timp cei doi jucători, sunt jucători rapizi. Uneori acest lucru maschează emoții. Este stilul olandez de joc, să zicem, cei care aruncă extrem de rapid și în forță. Vă spuneam, aceasta este cea de-a doua semifinală a turneului de sâmbătă. S-a jucat sâmbătă la Romanian Classic Darts Open până la nivelul semifinalelor, iar semifinalele și finala, evident, se joacă pe scenă în această seară, este ziua finalelor. În turneul acesta, în Romanian Classic, încă un 180, m-am oprit pentru a admira această aruncare. Cel mai bun, cea mai bună situare a unui jucător român a fost a lui Alex Stoian, cel care a reușit să ocupe în final locul 5, învins de acest Mark Barili, care a reușit să închidă o medie excepțională, o medie de peste 100 de puncte pe aruncare. Nu e rău, nu e rău deloc. Eu spuneam, jucători foarte buni veniți la București. Excepțional! Un meci extrem de frumos. Păcat pentru ei că au nimerit la tragerea la sorți pe același traseu, pe traseul care a dus în semifinală. Probabil, cel mai probabil și-ar fi dorit să ajungă în finală amândoi. Însă, și de aici putem zice că e un lucru bun. Cel puțin unul dintre ei va juca această finală. Scoruri mari, foarte mari, reușite de ambii jucători. Excepțional! Excepțional din partea ambilor jucători. Ne oferă un spectacol deosebit. Pentru cei ce apreciază și celor cărora le place acest joc, este o încântare să vezi așa ceva. Foarte mulți oameni se simt atrași văzând la televizor acest joc, să își dorească să joace. Este, putem spune, un sport ieftin. Un sport ieftin în privința echipamentului. Aceste săgețele cu care se aruncă, precum și consumabilele, cum ar fi codițele din plastic sau fluturașii, Nu sunt o avere. Săgețile pot pleca de undeva de la 50 de lei și pot ajunge la câteva sute de lei în funcție de felul în care sunt construite, materialul din care sunt construite și, evident, cărui jucător aparțin. Am avut curiozitatea să mă uit pe câteva site-uri ce vând articole de darts, inclusiv la noi în țară, și am avut surpriza să aflu că stocurile s-au epuizat peste tot. Stocurile de săgeți aparținând lui Michael Smith, cel care a reușit să câștige campionatul mondial PDC în urmă cu o lună. De asta vă spuneam că, din punct de vedere economic, pentru producătorii de săgeți e foarte important să fie expuși jucătorii, să se vadă și să aibă jucători sponsorizați. Câteva mii de seturi de săgeți s-au vândut imediat după ce Michael Smith a ieșit campion mondial.
43. Încă un 180. Foarte frumos, foarte frumos acest meci. A scăzut puțin media lui Mark Barili, a crescut cea lui Gary Stone și s-a și distanțat la 3-1. 91. Rămâne în 170, este cel mai mare scor ce se poate închide din 3 săgeți, cu două triple de 20 și acel centru roșu de bullseye. Foarte bine revine după ce a ratat tripla de săgeata la tripla de 20, prima dintre ele. Mark Barili este departe, nu poate închide din cel puțin 6 săgeți, deci Gary Stone va avea timp. Chiar dacă ratează, ratează fericit pentru el în sectorul de 4 puncte. A trebuit să se mute la dublu 16 și Gary Stone, după un meci excepțional și o medie excepțională, câștigă meciul. Iată ce bun prieten sunt, părea să-i ceară scuze Gary Stone lui Mark Barili. Luăm o scurtă pauză și revenim. Rămâneți cu noi!